Salutare, salutare lume, sunt Alex TNT și bun venit la un nou episod de Forever Stranded. Am rămas în episodul trecut, murisem. Nu știu dacă am arătat pe cameră chestia asta sau nu. Am dus să-mi iau grivă acum. Ai făcut update și la... Dar nu cred că o să am destul de mâncare. Am făcut update la modpack. Cred că e aici la jumătate de drum. Nu ar fi problemă, mergem așa mai încet. Ne-a făcut la 2 la modpack, văd că s-au adăugat câteva chestii noi. Merg iau grave-ul și ne întorcem acasă, vreau să modific un pic, să mai alergez zona de la casă și să ne automatizăm într-un fel, pentru că am stat alte episoade și n-am făcut nimic de automatizat, am siftat totul de mână și a fost destul de greu. Am ajuns aici, dar uite, deja ne-am luat-o de la câțiva mobi. Am reușit să mănânc, să putem să trăim în continuare și mai mănânc astea, să ne regenerăm, să plecăm naibii de aici. Mama mia, ce-i pe aici? Dăm un pic și mie de să spawnează. Eu fac! Hai că poate ușor, ușor. Hai. Mă, nu! Măcar așa pe acoperiș aia, perfect. Da, am ajuns în casă. Hai. Da, cool down. Și apă, vrem apă. Așa, și am fost după chestia asta, după fosetul ăsta, ca să-l punem aici. Aparent nu mai merge craftat. Mai mâncăm un pic ce mai avem de mâncat. Mulți moștri. Hai să ne culcăm. Așa, și după cum ziceam, vreau să fac ceva să automatizez pe lângă quest-urile astea pe care trebuie să le fac. Cu toate că ar fi bine să facem... lasă, nu mai facem momentan, lasă așa, dar vreau. Era bine să facem cumva să scăpăm de zona asta de dedesubt, să facem, să putem acolo, să punem, să automatizăm de jos. Dar nu avem cum momentan. Am înțeles că dacă e reston ăsta, 8 bucăți de reston și îl bagi în smeltery, să face în reston ăsta topit. Și dacă e o găleată de fier și o pui acolo în casting table, unde e găleata? Unde e găleata? Uite aici e găleata de fier. O pui aici și așteptăm să stopească reston. Oho, s-o dureze ceva. Până atunci să facem usage ăsta. Thirsty Quencher. Pe lângă că nu avem... ar fi bine totuși. Uite așa. Nu avem energie momentan, dar nu asta ar fi problema. Water bottle. O sticlă. Mă, dar la dracu nu găsesc o sticlă. Ops, hai să facem și asta. Ups, nu asta. Sticluță. Nu trebuie decât una. Așa și niște fier acum, nu? 6 bucăți de fier. Usage. What? What is happening? Uite așa. Na, momentan... când dracu? Uite, așa, poc. S-a umplut un pic. Hai afară să omor mobii ăștia. Cum v-am zis, vreau să extind zona. Nici măcar nu știu în care parte să extind, dar... Op, sărgeți. Ia uite aici, sărgeți oasii. Wow, perfect. Op. O sări. Hai, ușor. Treaba e că ne luăm histro foarte repede acum. Nu știu, probabil să fie upgradat mod pe costal cu cooldown. Iar a început să ne luăm foarte repede. Aici, unde ne-am să le punem aici. Așa. Un bloc ingot, hai să dăm să facă găleata de reston.
Deci, dacă punem o găleată de asta de jos, de Ariston, topește cu viteza 7, cele de 7 ori. Avem dacă pickaxe-ul ăsta. Unde să facem? Unde să facem? Ar trebui să facem altă zonă. Aici. Am să pun ceva nisip la făcut. Mai avem. Da, o să mai stau să mai fac ceva sticlă. Între timp, cu lava asta pe care avem. Și începe iară să facă noapte. Am reușit să pun ceva zid. Am o problemă acum că o să rămân ușor ușor fără apă și thirsty quencher ăsta nu are energie. O să trebuia să facem un de ăsta basic capacitor bank. Hai, uite, mai putem să ne urcăm. Cred că avem destul de resurse pentru așa ceva. Cred, cel mai probabil avem. Nu are cum să, nu se poate. Facem un bloc, din câte am văzut, capacitoare de astea. Uite, avem două. Oricum, ne trebuie cupru. Avem cupru, reston avem. Nu, ăla. Reston și gold. Cu aurul stăm cam prost, dar merge așa. Ce n-ai am aruncat asta pe jos? Așa, mai trebuie să mai facem. Hai să le facem pe toate șase. Și acum un capac. Ups, fier mai trebuie. Patru bucăți de fier. Și aici facem un capacitor de ăsta. Sper că pot să încarc. Nu știu sigur dacă pot sau nu, dar sperăm că merge. Da. Uite, pui aici și se încarcă automat ăsta cu energie. Numai că o să trebuiască să alimentez astea. Energy conduit, mai am decât unul. Mai pus și aici ceva sticlă să mai fac. Mai pus și pe aici ceva sticlă. S-a umplut ăsta așa cum ar trebui să... Hai mă, hai! Așa. Așa, acum pe lângă că trebuie să punem, să facem zidurile astea, mai trebuie să mai scoatem și chestia asta de nisipul de aici. Uite că nu merge vein miner cu tunelte normale, asta n-am activat. Hai, lăsăm așa momentan, nu mai schimb nicio setare. Așa, mai trebuie să mai facem, să punem pod de aici pe jos. Am zis să folosesc iar chestia asta, piatra asta normală. Trebuie să luăm tot, punem și pe margine. Okay, mai facem off-camera dacă e, nu, să nu stau să vă plictisesc cu chestia asta. Mai reușit să mai fac un pic, mă gândesc să sparg zidul ăsta de aici. Uite bă, că ne dă, cred că avem secta și pe picket și de-aia, noroc că cu chestia asta. Dăm jos așa, tutut, facem încăperea mai lungă. Trebuie da și ăsta, și n-am ex. Mamă, ce repede, ce s-a dus așa de repede, mă, frate, apa. Trebuie să automatizezi chestia asta cu apa. Să nu mai zic de chestie că trebuie să stau să fac șiri, să iau frunze ca să băgăm aici, în asta, în cruceabile, ca să se facă apa, pentru că nu e nicio metodă de automatizat, nu de automatizat, de făcut apă infinită, vreau să zic. Și o să ne trebuia să automatizăm chestia asta, să generăm, de fapt, mai degrabă. Hai, mai lucrez aici, mai facem un cut. Ne-a crescut și copacul ăsta care l-am pus afară. Acum să mut un pic într-o parte blocul ăsta de... Hai mă, da, send înapoi. Și punem copacul ăsta de orange pe care l-avem să crească. Făcut și un șir. Aia, la naiba, s-a dus tot șirul. Mai trebuie să mai fac. Așa că ne-a dat frunzele astea. Facem cu un șir dacă e. E bine că pentru un copac de ăsta, uite, a crescut și ăla, pentru un copac, opa, tot a mai rămas. Ne dă destul de asta, cum se numește, destul lips, așa. Băgăm și lemnul aici înapoi, asta oak lips, dacă e să-l băgăm pe aici într-un chest. Nu cream că o să trebuiască 3 șiri pentru un copac atât de mic. Mai reușit în partea aia să mai eliberez un pic, am făcut și o groapă cu asta, cum se numește, cu vein miner. Am dat cu pumnul ca să sparg un pic în pământ, dar am rămas fără mâncare și eram capaci să murim. Nu o să merită, nu o să merită pentru mâncăm ceva mai light, ceva mai light. Asta, nici asta e prea puțin. Aia, vedem, lăsăm așa dacă e. Un cartof? Nu. E un cartof. Opa, vine iar noapte. Nu. Hai. Dormi. Acum ca să accelerăm procesul ăsta de făcut. Ops, s-a dus naibii. Punem gălețile astea. Mă, dă-i. Pentru că are 4 milibytes per second. Adică, ai, da, naiba. Adică se topește foarte greu. Nu chiar foarte greu, dar destul de greu. Restul nu, acum dacă îl punem jos, are 7 milibytes per
pe secundă. Topește mult mai repede față de normal, adică ne generează mai multă lavă. Deci, mai luăm, uite, mai avem restul la noi și mai punem aici să mai facem o... Op, și să încercăm 7, dacă e sau 6, e mai puțin, dacă mai punem ceva reston. Și ne vrem în continuare de spart aici, de eliberat. Am jucat, m-am enervat, acum facem un crafting de ăsta, cum se numește, excavator. Facem un excavator, așa, papapac. Stau atâta să... Asta o fi? Basaltul? Nu, cred că e ăsta. Steel brick ne trebuie. Parcă mai era pe aici. Smelty controller. Nu. Să facem? Merge să facem steel brick. Mai ne trebuie încă o bucată. De unde mă naibii? Basalt? Acum mai să-mi vede. Parcă puteai să pui cobblestone înăuntru. Nu cred că chiar un stack. Ia, da, naibii. Băgăm un stack aici sau cât intră. Dăm pe automat, ăsta intră aici, cobblestone-ul să fie. Să vedem dacă nu o să facă. Punem ăsta într-un, uite aici, crafting table. Punem, facem un blocuri de aluminiu, pentru că văd că astea le avem acum. Avem altceva. Două, ia mai e pe aici, vreun, nu mai sunt. S-au dus bănene, s-au dus. Hai, ia să vedem, poate să facă. Și uite, s-a făcut steel stone. Yee! Hai mă, ieși, așa. Ne trebuiesc decât 4 bucăți. 3, 4, perfect. Așa, punem, am făcut un tool forge de ăsta ca să putem să facem excavator. O să mă uit pentru excavator. Oh, ne trebuie multe. Așa, am reușit să fac piesele care ne trebuiesc. Ne rezumăm de la fier, ăsta binding-ul din paper. Și unde uite aici. Și am făcut un excavator de ăsta basic. Acum am pus să facă ceva piatră. 4 bucăți momentan. Trebuie să nu cred. Uite, mai e o bucată aici de piatră. Haide. Așa. Facem mossy stone brick ăsta. Ia să vedem dacă mai e un pic aici. 6, nu mai sunt. Nu mai sunt, am cheltuit pe toate. Am cheltuit, l-am consumat. Hai să vedem dacă trebuie scopt. Ca să facem un de-asta de auto repair. Așa, nu, mai trebuie încă una. Haide. Aici. Aveam și ceva XP. Uite aici. Unde e? Uite cu alea. Ops, nu pot. Nu merge. 7, 9. Nu, nici pe 9. Câte usage? Ia să vedem. 10 levele. Uite așa. Punem XP-ul înapoi. Mergem înapoi la asta bench, asta tool bench, tool station. Tool bench. Luăm shovel-ul și punem repair pe el. Haide! Mama bătii! Cu scuburul astea, scuburul la naiba. Și cu o rază de 3x3 ar trebui să spargă blocurile. Deci, numai bun ca să eliberăm zona asta. Trebuie să mergem sus să facem iară zi. Să nu ne trezim cu moștri peste noi. Mai am de făcut acoperișul cu sticlă. Bine, acoperiș. O zonă în care poți să vezi în partea de jos. Am făcut cu aer în fenă de ăsta. Bine era așa. Nu, arată ciudat. Foarte ciudat. Deci cam așa arată încăperea, pereți, podea. Și aici o să punem undeva, mutăm generatoarele astea de lavă. Iron fence, mai e sticlă. Ups, a stricat. Mai trebuie să mai facem și un chisel de ăsta. Așa, luăm chisel, punem aici. Iron fence și completăm cu Builder's Wand în continuare. Poate nu arată chiar foarte interesant modelul ăsta, dar pentru început o să lăsăm așa. Ops, am uitat să schimb mouse-ul și ăsta, clică e într-una. Clic. Iată, și am terminat și partea asta. Acum o să stau să fac butoaiele de la, cum se numesc, crucible, cruciable. Tot aici pur și simplu le extrage frunzele, le pune în barrel, după ce se le convertește în apă. Trebuie să mai fac câteva țiri de-astea. Deci ca să automatizăm producția de apă. În partea de jos încă n-am pus generator de lavă. Dar am făcut câteva crucible de ăsta în plus. Acum am văzut chestia asta, Quantum Tank. Știu că stochează foarte mult. Avem niște fier, facem o găleată. O chestie foarte simplă, am extras din fluid tank și bag direct în stone barrel-ul ăsta și fac... mi l-a luat. Ce mi l-a luat? Cred că ăla de jos. Mi l-a luat obsidianul. Da, uite-l aici. Și cu 3 bucăți de obsidian, o găleată, niște fier, facem un quantum tank. Asta parcă nu trebuie alimentat, pur și simplu intră în el direct. Uite, foarte bine. Și acum ca să ne fie nouă simplu, Haide, că poți. Nu mergi. Poate așa, cu ăsta, push, pull. Și introducem quantum tank toată apa. Cred că cu o găleată, încă, uite, merge. Foarte bine.
Nu vedem noi exact, ia uite cât se stochează, aproape 536 de millibuckets, de milioane de millibuckets. Destul. Față de ăsta care are, cred că e vreo 16.000. Așa o să facem și cu lava. De mai avem fier, mai avem un pic acolo, dar pur și simplu spargem asta. Mai facem o găleată și ne punem aici un quantum tank. Și ca să scoatem și lava aici, asta și asta, să vedem, îl golește. Nu cred că trebuie să vadă, îl golește. Să scoată și de acolo lava. Asta îl punem aici, nu o să mai folosim pentru moment. O să dureze ceva. E să o configurăm și asta. Puș. Poate îl trimite mai repede. Am rămas cu 3 bucăți. Am mai făcut aici iron, zinc. Nu, nu apare, nu mai am. Mai am fier. O să trebuiască să stau, cred că iară manual să fac. Mai vedem pe aici. Normal. Aici, nici aici nu mai e fier. Asta e, stăm să siftăm. Cred că cam atât cu episodul de astăzi. Cum am zis, o să vreau să fac, să pun crucibilul ăsta jos, în mijloc, încă să genereze lavă și cu lavă să facem energie pe care să o folosim să facem, să pulverizăm sand sau da, sau vedem noi ce facem. Automatizăm toată, toată chestia asta de produs, de resurse, de exact în ingoturi. O să punem niște drawers de astea, am văzut-o metodă foarte ușoară de făcut drawers, exact cum ce blog vrei. Și nu uitați să dați un like, dați share și subscribe și ne vedem în episodul următor. La revedere!